Pentru sectorul de îngrijiri la domiciliu, bugetul alocat pentru anul 2016 este de 80.000 de lei, cu 20% mai mare față de anul trecut. Chiar și așa, există multe solicitări care nu pot fi acoperite. Sunt cereri înregistrate de la începutul anului care nu au fost onorate nici până în prezent. La momentul acesta avem pe listă 220 de cereri și suntem cu eliberare decizii la luna martie 2016 depuse cereri. Bugetul, într-adevăr, nu ajunge, dar așteptăm, din nou, repet, rectificare bugetară. În prezent, 250 de persoane primesc îngrijiri medicale la domiciliu. Acestea constau în administrarea tratamentului, aplicarea scutecelor pentru adulți, masajul terapeutic sau recoltarea probelor de sânge. Numărul cererilor este însă în creștere de la an la an, la fel și valoarea serviciilor medicale. La îngrijiri medicale la domiciliu, înregistrăm în anul 2016, deci lista este numai cu cereri de anul 2016 și se ridică la 240.000 de lei, în condiție în care înseamnă cereri martie-august 2016, da. Deci pe o perioadă scurtă de timp, o valoare foarte mare. În general, până cu ceva timp în urmă, se recomanda foarte mult Pampers. Acum se recomandă și celelalte servicii care se acordă la domiciliu. Salvarea pentru cele 220 de persoane aflate pe lista de așteptare pentru a primi îngrijiri la domiciliu ar putea veni din această toamnă, când se așteaptă rectificarea bugetară. Reprezentanții CEAS speră ca bugetul să ajungă pentru toți cei aflați în așteptare.